Noroc și pricepere, distracție, dar și competiție. Așa ar putea fi rezumat concursul de table Zarul Fermecat, organizat sâmbătă la sediul grupului de firme Nova Force, de Clubul Sportiv Constelația Giurgiu și Fundația Din Dragoste pentru Oameni. Un concurs ce s-a vrut județean, pentru că printre cei 16 concurenți înscriși la start au participat și câțiva combatanți din Kosova, însoțiți și sprijiniți chiar de primarul localității. Credeți-mă că nu știu table, cu toate că încurajez băieții cu care am venit. La mine a fost a patra ediție la concursul de table și eu am un principiu că dacă să lăsăm tineretul și dacă vă uitați în spate sunt numai tinerii cu care am venit de la Kosova, să-i lăsăm să gândească negativ și să meargă prin alte locuri, mai bine îi ținem lângă noi și organizăm altfel de concursuri. Organizatorii competiției au mizat pe participarea celor mai buni jucători de table din municipiu și județ, printre care s-a aflat și o doamnă, și nu una oarecare, ci una care a dovedit că știe să joace. Construim, nu? Nici am avut timp să mă antrenez. Ce faceți aici? Ce faceți? Întotdeauna mi-a plăcut să fiu înconjurată de oameni și cu plecând de la această idee, încercăm să organizăm tot felul de acțiuni, să avem tot felul de inițiative de a strânge oamenii pentru socializare, pentru a face un lucru bun în Giurgiu, pentru că în Giurgiu nu prea sunt astfel de situații în care oamenii să se adune. Am găsit acum ideea de a organiza acest concurs de table. Constelația Giurgiu trece de la handbal. În toamnă am organizat competiția de cross, astăzi organizăm o competiție de table pentru iubitorii acestui sport, pentru iubitorii sportului hazardului. Sper să le placă foarte mult în această zi de iarnă plăcută. Sperăm să le placă și premiile noastre, care constau în piese de table și diplome și, bineînțeles, să se simtă bine în această locație pusă la dispoziție de domnul Florian Nicolae. A fost un concurs disputat în care s-au întrecut cei mai buni dintre cei buni, iar la final premianții au fost aplaudați și felicitați. Locul 3, Chiunete Marian. Locul 2, Pencea Tudor. Locul 1, Pipera Florian. Pădurești sărbători fericite și foarte bine organizatorul care a organizat aceste jocuri să mai organizează pe parcurs. Sigur, da. Vă mulțumesc să rămâni.